Ploile torențiale care au început ieri după amiază în Turcia au afectat cel mai tare orașul Giresun. Torentele au distrus tot ce le-a stat în cale, iar unii localnici au rămas izolați pe acoperișuri. În satele din preajmă s-au înregistrat și alunecări de teren. În doar două săptămâni de când nordul Turciei se confruntă cu inundații puternice, trei persoane au murit, iar alte zeci au fost date dispărute. Un incendiu de vegetație a izbucnit la doar 20 de kilometri de Atena. Elicoptere și zeci de pompieri se luptă acum cu flăcările care pun în pericol centrele comerciale de la periferia capitalei elene. Fumul gros care învoluie orașul dă bătăi de cap locuitorilor Atenei, dar și turiștilor care suferă de afecțiuni respiratorii.